Salutare și bine v-am găsit la un nou clip alături de Urăsc Culoarea Roz, câteodată și youtuberii. Ce urăsc, urăsc pe... Bă, ce urât ai vorbit și n-am cenzurat. N-am zis absolut nimic, cum adică n-ai cenzurat? Am adăugat acum cu, cu AI-ul, ce vreau să spui? Da. Ai adăugat. Bă, nu poate să fac acum... Vrei să cânti și tu, nu știu, melodii trap? Mamă, ar fi tare rău. Ăștia de pe TikTok care faceți de-astea, faceți cu Pink melodii trap, vrea să fie trapper. Hai Pink, să vedem ce youtuber au făcut accident, ce youtuber nu știu să conducă. Cred că și tu. Eu. Hai să dăm start. Se sparsă motorul. Vezi dacă nu ești atent. Aolo. Ești pregătit? Zbâr! Băi, nene. Mamă, bă, dar ce face cu săracul de-asta? Nu știu, frate. Bă, face accident on purpose. Stai că ăsta era să intre în tufele alea aici de mult. Holy shit, stai că s-aude de... Bă, Vin Diesel! Bă, Vin Diesel! Aolo! Aolo, ce faci, bere? Ce s-a întâmplat, mă? Ia! Aolo, mamă! Bă, s-a lovit, nu glumă! Bă, s-a... Ai radiatorul, oprește-o! Bă, repede cu spatele, s-o scoate! S-au lovit puțin, bă. Bă, da. Când a fost asta? Bă, pe un clip, probabil. Au vrut să... Da, gen recent, că am înțeles că recent s-a întâmplat ceva cu un Duster, că i-a cumpărat-o lui unul. Holy, nu știu, nu prea mă uit la vloguri de asta, deci habar n-am. Deci, a făcut mare accident cu o Dacia. Zi mersi că n-a făcut cu Mercedes-ul ăla mișto. Hoar, mă, că dacă făcea cu ăla, măcar era mai șmecher, așa, Duster ăsta bătut de soartă. Ui, pasă că a făcut accident cu el. Da, băi, Daciile, oricum, la accident, ele nu simt nimic. Da, ele sunt făcute să nu simtă nimic. Se sparsă motorul. Mamă, ce a zis? Ce a zis? N-a cenzurat? N-a cenzurat cuvântul cu C? What? Mamă, dar ai curge... Dacă nu ești atent. Tot. Măi, nu mai zi... Bă, gami, gami! A dat în mama! What the fuck, oaie? Dar știi ce-mi place? Oaie n-au cenzurat cu oaie, dar P-Word au cenzurat. Care e P-Word? Pum! A pus și P. Da. Ce, mă? Am zis, ia uite-l și pe ăsta, eu, pe ou de mine care iubește animalele de moare. Îl vedeam pe Mistrețulescu, că era pe banda cealaltă. Mistrețulescu. Mai aveam 15 metri până la el, deja în frânare, să se întoarcă fix acum, zic, nu poate să fie ca în filmele proaste. Trecem pe lângă el și-l admirăm și uite ce seară frumoasă. Ce crezi, Jonule? Da, 100 de kilometri pe oră. Îl văd cum se uită la mine. S-a întors, hop! Și începe Mistrețulescu să meargă. Criminalul. Dă-i de volan dreapta. Am mers Mistrețul la terminat. Atenție celor care sunteți șoferi mai începători, niciodată nu smuciți de volan când este vorba de animal pe drum. Nu smuciți, este o regulă. Oi, loviți-l și nu să direct. Ei bagi una puternică. Bagi una după fraților. Da, true. Ia. A luat Mistrețul, vezi? Da, unde? A, da, l-a lovit Mistrețul în... Mamă! A lăsat muci, cred că e... Iau de farul! Mamă! Lupeni, ce să facem? Aia e. Mergem înainte cu fruntea sus. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem sănătoși. Să lovești un Mistreț Pink. Mulțumim lui Dumnezeu că a trimis Mistrețul ăla. Da. Hai să vă prezint dauna. Deci, dar tu nu înțelegi, mă, cum funcționează Dumnezeu. Nu. Tu nu înțelegi că dacă Dorian nu lovea Mistrețul ăla să se oprească, peste 10 km intra într-un accident fatal. Da. Asta eu așa gândesc. De zi mersi la Mistreț. Da, zi să rămână. S-a sacrificat Mistrețul. Ornamentele astea parte, deci semn că Mistrețulescu aici a lovit. De ce? Pentru că eu Mistrețulescu. Mistrețulescu. Știu că sunt nebun, dar îmi place da, să vă Rodbescu, nu știu ce să zic. Da, mă, Pinchescu. Vă Rodbescu. Livescu, așa zic de acum. Deci vreau și eu o mașină de asta. De acum vreau să zic Livescu.
O să-mi zici Livache dacă vrei. Livache. Livache. Deci era panică rău de tot. În fine, ornamente de bară. După aceea aici ornamente de... șmecherește. Deci aici șmecherește. Da, și în aripa, strâmbat aripa. E șmecher. Că uite cum stă aripa, așa, vezi? Așa, stă, vai de steaua aia, ia. Nu aibă mare lucru, că e doar o zgrietunică, mă gândesc că a dat cu colțul sau cu ceva. Roata, aici se vede că l-a simțit și roata, sau să fie noroi de la circ, că acolo am parcat în... La circ, acolo ai problema. La circ. Aici are lovitură puternică, mă gândesc că poate cu o copită ceva, pentru că uitați-vă ce hal arată ușa. Mamă, ce hal arată ușa. Mamă, ce hal arată ușa. Și văd că un picuț ar părea și ușa în spate, deși atâta timp cât asta este dreaptă, băieți. Aia este la poliș, ăștia. Da. Aveam mașina dreaptă. Snic și Mădălin, asta o știu, o știu. Ia, aveam mașina dreaptă. I-au făcut varză mașina. Ulu. Bă, deci cred că plângea inima. Mamă, iau-te plasticele de Ford, ești nebun? Da. A lovit-o bine de tot. S-a dus Mustang, oricum e rip. Nu știu dacă e daună totală. Ba da, e daună totală, că a zis. Really? Da. Bine, mama, am auzit eu de daune de-astea totale care se repară, dar da, asta pare destul de nașpa. Băi, era construit-o, mă. Mamă, ce mai râde ăștia. Ehe, i-ai rămas fără mașină. Ăștia au lovit oamenii greșiți, bă. Ăștia nu știu că noi profităm de orice situații. True și adevărat. True. Bagă-i-le în porul. Ia uite, a scos farurile. Da, dar n-ai ce să au ce fac, trage din ea. Zici că e de jucărie. Uite, așa. Bine că toată mai tea fără, dar tot plângeam, ești prost. Bă, e bine că oricum Mustang-ul e o mașină proastă așa gen. Bă, ăștia pe un service cu ele. Da, mă, sunt proaste. Bă, e mașina lui de suflet, bă. Vorbește frumos. Bă, da, mă, știi care e mașina mea de suflet? Dacia. Nu? Voiam să zic, mă. Bă! Nu, no, mama ta e foarte de treabă. Da. Da, zis să rămână. Și vecinii mei care le vomit la ușă. Da, taci, bă, dată de gură. A, asta e că mare una. Da. Nu, stai, asta e altul. Iar un sneak. Mamă, ce... E zgomot de diesel la actorașul ăsta. Mă duceam spre București Gaming Week. Așa. Ia uite, mamă, ce bă, așa se ducea. Mai târziu un semafor, dar am timp să opresc la limită. Doar că ăsta din spatele meu nu cred că observase deloc semaforul, știi ce zic, și a intrat în mine. M-am dat jos, omul era un pic supărat că n-a făcusem accident. Și eu eram supărat, da. Dar eu nu prea mă ieși. Totul nu e supărat la un accident, da. Ce ai făcut, mă, de ce ai oprit așa instanul, știi? Și am zis, păi, am văzut că era roșu. La care el îmi zice, unde, mă, că era verde. Și atunci s-a terminat, ești de pula, că mai cu forță. Dar nu, omul a fost super ok. Atunci am făcut amiabil. A fost doar daltonist. Da, era daltonist. Mea era că nu ajung la eveniment acolo și le-am promis oamenilor că vin. Aveam 2000 de... Pe mașinuța mea, mă, mâncă e șcura ei. Hai să vă arăt acum ce are, doar că eu nu știu să vă zic exact ce are. Are o singură problemă, mașina aia. Care e problema? Că e Audi. Tu ești cu BMW-ul. Da, asta da. E clar. Ăsta de la Blue Cocalar a crăpat pentru că a curs tot la, nu știu exact dacă a ieșit furtunul ăla de la Blue sau era crăpat. Senzorii e clar că s-au dus și ei. Da, dezactivează Blue de pe ea, bro, că nu știu cum se numește. Ce e ăla? Că bara era aia. Prea mă pricep și AdBlue. Ăsta e strâmbat, uite, un pic aici. N-aș deschide porbagajul. Nu știi tu, mă, de asta cu mașinile, băi, ești praf, mă rog, tipă. Nu stric ceva pe aici, poate au făcut oameni niște ceva, gen. Cine a mai făcut ea? Ioana. Asta este, băieți, mașina Ioanei. Mamă. Au sărit și chestiile astea care... Holy. Mamă, iai. Să nu scadă plafonul ăsta de pânz în cap, dar a spart luneta. Și avem, ăsta cred că trebuie schimbat cu totul. Și era o decapotabilă roșie frumoasă, bă, ce păcat. Cândva. Totul, stop cu totul, bară cu totul, evacuare. Poate se aude mai puternic acum, nu știu. A mai sărit și pe aici ăsta. Păi și Ioana unde e? Că vrem să vedem cum zice să-mi bag... Ioana nu mai e. Am, ce, mă? În vlog. Cred că ea e cameramanul. A, ea e cameramanul. Păi voiam să aud cum zice să-ți iau... Este plină de cioburi, mașina. Aulă. Asta este mașina. Acum trebuie să le împingem pentru că s-a făcut o mega, mega coloană. Deci ca să... O să vezi și mai târziu cum s-a întâmplat. Trebuie să împingem mașinile acum. Păi ce coloană? Așa nu-ți pau acostament? Ia vedeți, frate. Ia uite, ia vezi, frate. Cioburi. Cioburi. Urăsc cioburile, ar trebui interzise prin lege. Da. Auto și pe ăsta. Nu mă
numărul, ăsta l-adăugăm pe lângă numărul lui Zbâr îndoit, ăsta e de păstrat de colecție. Și acum începem să împingem celelalte mașini. Ia ba, fel am împins. Bac, bac. Mă simt ca la accidentul cu Zbâr, ești nebun. Dar mașina asta e bai. Mamă, sunetul ăsta de... Mamă. Direct downă totală, numărul 1. Da. În vlog la Andy Popescu. Ia mama, o să moară amândoi acum, aoleu. Să simt accidentul. Să simt ce se simt. Ce a sărit, mă? Trage pe dreapta, oprește, opriți, opriți. Opriți un pic să văd dacă nu cumva a sărit colantul, nu știu. Bă. Accident. Dar stai, peste ce a dat? A dat peste un capac de roată? Da. Că nu mi-am dat seama ce era aia. Un obiect neidentificat. Că nu mai am colant. Aolo, săraca. Un colant, orice. Bă, dar... Mamă, dar plânge deja. Like, bă, bă, e tot acolo. Zi mersi că ăștia râdeau și aveau daună totală la mașină. Ești nebun? E bun clipul, bro, dacă plânge. Da, e un pic aiurea. S-a dus colantul. Da. Bă, dar de ce nu mai avut nimic? O bucată de aluminiu. Da, nu se aude nimic, nu știu. Bă, ce se întâmplă? Păi clipul e așa. Mamă, a zis Dani for the win. N-am, mă, de aici. Hai să vă simțiți surzi. Ok. A, gata, s-a aud. Da, n-aveai, decât să zbori. Mițu! Schimbă și noi oglindă mâncată, ce vreau să spun. M-am dus la ăștia de la Dacia. Și ce că trebuie să... Da, Dacă n-am mai exersat de mult parcarea. Și m-am grăbit că e... Ce mă vor ăștia să declar că ți-ai atins oglinda, mă? Mamă, ce birocrație. Să-l dai mai așa, încă merge, dar nu... Și ăsta de aici, cred că s-a mai luat. Da. Dacă e cineva pe colantări care vrea să colaboreze, dați neapărat mesaj că vreau să fac un proiect mișto totodată. Un proiect pe cu dockerul ăsta. Dockerul. Așa oare cum, știi? Să facem ceva mișto. Proiect cu dockerul. Cel mai mare proiect din România. Mor, cred că decât să-l vopsesc mai bine îl colantezi, ești nebun. Păi nu vopsești toată mașina. Să fulan, ăla mă frate, bă, ești nebun la cap. Am dat. Bravo, Mițale. Las că faci un clip cu prank-uri și altă mașină. Da, true. Slater, ia. Da, Slater e... Mamă, cum conduce Slater. S-a uit în co... Ha, 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 luat cel mai mic copac, să zice, mamă. Și acum, exagerarea lumii, că a lovit copacul ăla micuț. Deci, da, a lovit copacul ăla micuț și a pus mâinile în cap și a zis, bă, nu cred, nu cred ce am făcut. Bă, ce meme de om, ăsta nu poate fi o persoană reală. Eu cred că X-Slater, dacă nu te uiți la el pe stradă, cred că se desponează ca să-ți salveze ție memorie. Ce nebun ești. Deci eu nu refuz să cred că X-Slater... Nu cred ce am făcut, mă! Nu! Nu! Nu cred, nu cred eu. Nu l-am văzut. Cum? Cum nu l-am văzut? Nu l-am văzut. Bro, a lovit-o la... Bă, nu cred că e posibil, eu n-am văzut asta. X-Slater nu e normal. Ăsta e cel mai bun clip din România. Cel mai bun din toată Franța ăsta. Da, ia uite. Și săracul Zbâr, ce să mai zică? Matey, ce-ai făcut? Yeah. Bă, de numai să păci Matey la Never See. Să-i... Nu suport pe Never See. Bă... Numai să iau băutură, mă nebunea. Ce, mă, bă, bă, acolo minor, un backstage, nu e minor, e major. Ok. N-am, da, trum, totuși. Hai să vedem. Ia, arată. Uite, e frumoasă, e bine. Băi, de steaua ei. Și tu, idiotule, cum putea să fie minor să aibă premis? Nu știu, mă, eu ziceam la Panorama, prostule. Arată-ne, mă, că nu vedem. Arată, nu e rău. Nu e chiar. Iese la poliș. Dacă făcea Slider asta, își pune mâinile în cap. Da. Nu faci bine cum faci. Deja. Da. Nașpa. Farul e puțin zgâriat. Asta cred că se ia la poliș. Sticla aia se schimbă. Se ia la poliș, din câte știu eu. La poliș. Da, uite, trimul ăla e rupt acolo. Nu exagerezi destul de bine pentru un vlog, Matey. Trebuie să zici, nu pot să cred, e crăpată. Viața mea s-a încheiat aici. Totală. De unde scot bani pentru asta?
uitați, bă, prost să nu. Așa da. După cum puteți vedea, stai să mă uit, aici grila. Aha, e puțin. Da, spinsă. Da, e papa. Aici văd că sunt urme, asta am văzut și atunci. Și aici, mă. Și aici. Și aici ăsta de lichid, ăsta nici nu știu ce, spuneți-mi în comentarii dacă. Ăla e spălător de faruri, cred că. Spălător. Nu, stai, ce? Nu, nu, gaura aia e de tractare acolo. Se vede, vedeți? Uite, pentru că ăla a fost instinctul meu, când mi-a dat seama că intru în el, chiar în ultimul moment am tras de mașină. Ai zis toată lumea. Atunci n-a fost viteza, oricum n-aveam viteză foarte mare. Și din cauza că am tras de mașină de volan dreapta, bine că n-am... Trebuia să intri tare în el, să-l omori. A ascultat piesa aia cu trag de volan și a zis, hai că trag și eu. Trag de volan. Doar partea asta e nasol, uite, se vede și aici. Și aici îmi dici la număr de matriculare. Și număr de matriculare e puțin. Nu așa stă el din fabrică, stai liniștit. Mergeam ca un idiot prin parcarea centrului comercial pentru că mă gândeam, băi... Așa merge și Pink, ca un idiot. Când deodată, exact în schema asta, bam, frână la maxim aici, a intrat un Logan în mine și... Bă, da, și voi seama, de aici a început... Bătaia s-au bătut! Pe care nu pot să vă reproduc chiar în totalitate acum, pentru că mă închide domnul aici. Nici nu știu cum să mai ies, bă, băieți. Fiți atenți că m-a închis ăsta aici. Stă unde e, parcarea asta aici. A închis ușa aia, trebuie să ies pe acolo, băi. Mamă, ăla și închis. Asta e în parcare la... Și gata. Parklec. S-a terminat. Da, ok. Ăsta a fost clip. Dar nici nu știm, frate, cum arată mașina lui ăsta, dacă a făcut accident. Alex, nu știm cum arăta. Alex, mamă, băieți, ia uitați și accident am făcut, a venit unul, a intrat în mine, între timp eu care stau în mașină și nu, like, nu vede nimeni. Bă, a fost un YouTuber care a făcut accident. Da, trebuie să apar și tu clip. Da, trebuie să-ți imaginezi. Nu, că eu n-am filmat când... Bă, data viitoare filmezi și faci ca Slater. Nu pot să cred că am făcut asta. Nu pot să cred. Viața mea se termină aici. Aolo, e timpul să mă... Dați bă like și faceți cover-ul de alea cu Pink care cântă trap. Vrem să vedem, îl pun pe Pink să reacționeze la cover-ul cu el care cântă trap. Rodby. Vă pup, ceau.